Expoziție inedită la Reghin. Biblioteca Municipală Petru Maior a fost gazda unui eveniment cultural care le-a avut ca protagoniste pe două pictorițe mureșene renumite. Acestea au adus în vizorul publicului o serie de lucrări artistice de excepție. Evenimentul a fost prezentat de Nicolae Băciuț, directorul Direcției pentru Cultură Mureș. Iconele sunt realizate de două artiste plastice târgu mureșence, Bolaș Clara și Vereș Jujo. După cum vedeți, nu sunt de religie ortodoxă, dar acest lucru nu le-a împiedicat pe cele două artiste să se aplece asupra icoanei ortodoxe. De altfel, cele două artiste au performat de-a lungul anilor în domeniul icoanei, iar acum aici la Reghin spun eu că își încununează o biografie artistică. Maniera de abordare este una unică în domeniul iconografiei, icoanele fiind pictate în interiorul unor cruci. Expoziția derulată sub denumirea Icoana din Cruce numără 20 de lucrări, dintre care o icoană mai mare care va ajunge la Centrul Cultural Sfântul Pahomie din Gledin. Acțiunea de joi 11 septembrie a reprezentat finalul unui șir de evenimente care au avut loc în mai multe localități. Expoziția este urmarea unui ciclu de proiecte care a început în urmă cu câțiva ani la Mănăstirea Lăpușna cu icoana din fereastră, a continuat la Mănăstirea Doamnei de lângă Toplița cu crucea din fereastră, anul trecut la Centrul Sfântul Pahomie de la Gledin cu Lumina Crucii și anul acesta acest ciclu de icoane, Icoana din Cruce. Ambele pictorițe mureșene au participat cu lucrări la expoziții organizate atât în țară cât și în străinătate, fiind considerate de specialiști un adevărat reper în arta contemporană.